viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața la cafea. O emisiune astăzi probabil un pic mai lungă, în două părți. Prima parte despre, m-am obișnuit deja, administrația locală, cu dezvăluiri, zic eu, extrem de interesante despre cum nu se face treaba la nivelul funcționarilor unei primării, precum este cea din Piatra Neamț. Și partea a doua, o să-l avem invitat pe prefectul județului Neamț, care ieri a reușit performanța să pună în pună pe jar cam toate autoritățile importante din județ. Am primit și mesagerul care a apărut astăzi. Deci ieri prefectul de Neamț, într-o conferință de presă, a venit și a zis cam așa, pe scurt, când vine aici o să-i explicăm mai pe larg. Dom'le, se pare că prefectura spune că alegerea viceprimarului Lehăduș nu este corectă, pe cale de consecință nici cea domnului Marius Irimia, pe motiv că ar fi votat un consilier care deja își dăduse demisia. După aceea a zis așa, banii împărțiți, cei 6% la dispoziția Consiliului Județean pentru localitățile din județ, au fost împărțiți discreționar. Prefectura a atacat în instanță hotărârea respectivă în contencios și a câștigat în primă instanță. Deci, dacă și în a doua instanță se va menține această decizie, în momentul acela, practic, banii respectivi vor merge înapoi, se pare, la bugetul de stat, după care vor fi redistribuiți Neamțului și vor ajunge în zona primăriilor. Și o a treia hotărâre, nu e hotărâre, e așa un fel de semnal dat pentru Consiliul Județean, cum că n-ar fi foarte corect votul pentru alegerea vicepreședinților, pentru că o parte dintre consilieri, cu trimitere la consilierii PSD, și-ar fi desecretizat votul ca să vadă că sunt demni de numele de PSD-ist, adică au votat așa cum le-a cerut președintele de partid. Astea sunt cele trei hotărâri ale cele trei teme propuse ieri de prefect în conferința de presă, care sigur astăzi vor da de lucru juriștilor și celor care se ocupă cu așa ceva. În fine, să trecem la prima parte a emisiunii. Sper că cei din primărie se uită, pentru că se referă în special la domniile lor. Săptămâna trecută, cred că săptămâna trecută, da, în emisiunea aceasta, la cafeaua de dimineață, arătam cum în zona Pieței Mărăței funcționează fără probleme niște societăți comerciale. Piața era transformată într-un fel de hotel pentru cineva care stătea acolo. Cheile pieței erau date unui om care avea un chioșc acolo și el se ocupa practic de deschis-închis. El ne-a și dat drumul să filmăm, să vedem ce este acolo. Omul se comporta ca un fel de, hai să-i spunem, administrator de piață. Am încercat să aflăm de ce aceste lucruri și am tot întrebat la primărie. Ce am aflat întrebând, puteți urmări și filmulețul acolo, ce am aflat întrebând este că, da, piața e în administrarea primăriei, că nu s-a încasat niciun ban pe chirie din octombrie, când au primit ei piața, până acum în februarie, pentru că nu s-au încasat. Și se încerca să afle despre ce este vorba. Noi am căutat și am găsit dovada că cei din primărie știau despre ce este vorba de la Serviciul Patrimoniu, că acolo este buba. Și lucrurile s-au oprit aici.
Haideți să... Deci a apărut Mesagerul numărul 479 și pe ultima pagina lui se vorbește și despre acest lucru. Noi am aflat că acolo funcționează trei societăți, nu două, cum știam, două, un II, un PF și o societate comercială, care toate, inclusiv în luna septembrie, plăteau banii de chirie pentru cei de la Urban. Spre surprinderea noastră, cei de la Urban și-au făcut treaba impecabil în cazul acesta. După ce au predat piața, ei au încheiat acte adiționale la toate contractele pe care le aveau și cu acordul părților, adică cu cei trei care vindeau acolo, au stabilit de comun acord ca... Nu, acesta este, vă rog frumos, nu puneți acest lucru încă. Au stabilit de comun acord că își încheie contractul cu Urbanul. Cum au reușit ei să rămână în continuare acolo? Acum ni s-a sugerat din zona primăriei că ei sunt de vină că au rămas să continue activitatea în mod ilegal. Nu ni se spune de ce au rămas, cine le-a permis și cine este responsabil. Am reușit să găsim contractul, o să spun eu când să-l pui. Am reușit să găsim contractul încheiat între, deci procesul verbal de primire-predare încheiat între primăria Piatra Neamț și Urban. Material, acel partea de contract în care apar doar prima parte a contractului, cine semnează, cine sunt părțile și valoarea. Deci, dacă se poate, nu văd foarte bine, este partea a doua, prima parte, te rog frumos. Prima parte, scoate partea aceasta. Da, după cum puteți vedea acolo, CMI Urban cu sediu unde este, primăria, preia, prima predă, a doua preia, piața Mărăței și vedeți acolo și valorile la care este socotită piața în acest moment, după ce un lichidator i-a stabilit valoarea. Hala din piață ar costa vreo 16.000-17.000 de lei cu TVA și grupul sanitar vreo 25.000 de lei cu tot cu TVA. Acum te rog să-mi dai partea cealaltă a doua a procesului verbal. Deci, ce ne arată nouă această parte din proces? Vedem și semnăturile și mai ales uitați-vă cine a semnat la primărie. Director executiv Vespasian Puiu Fecic și șef birou patrimoniu, cred, Orza Răzvan. Ce observați acolo? Sus. În contract, cei de la Urban le-au predat celor de la primărie contracte de închiriere încheiate cu următoarele societăți. PFA Ciocănel Ciprian, IF Chifan Teodor și SC Donigab SRL din Piatra Neamț. Papagalii nu sunt de acord cu ce au făcut cei din primărie. Deci, domnul Fecic și cu domnul Orza Răzvan din primărie au semnat actul prin care au primit piața și odată cu ea li s-a trecut în contract, în procesul verbal de predare-primire și faptul că sunt trei societăți care lucrează acolo cu care Urbanul a încheiat contractele. Deci, în mod normal, cum se proceda? Ai preluat piața, te duci la primărie și tu, om care te ocupi de patrimoniu, iei niște măsuri. Unu, de conservare a pieței, dacă ea era în conservare și atunci, făceai cele necesare. Puneai un sigiliu, te duceai, puneai cine se ocupă de pază. Ce au făcut domnul Fecic și cu domnul Orza? Nu i-a interesat nimic și au lăsat ca cineva care se ocupa de o afacere privată, să aibă cheia de la piață.
Asta este un mod de a administra patrimoniul orașului. Mai departe, în loc să vii la primărie și după aceea să te duci să le spui băieților aceia de acolo, dom'le, aveți contract încheiat, în momentul ăsta sunteți în afara legii, nu mai puteți funcționa. Și să scoți cumva la licitație respectivele zone, dacă vroiai să funcționezi acolo, lucrurile au rămas așa. Și au rămâneau așa mult timp dacă mesagerul de neamț nu prezenta respectiva emisiune. Ce este greu de înțeles? Cum nimeni din primărie, cei de la guvernanța corporatistă, serviciul acela, nu s-au sesizat că, domne, avem un bun în plus în primărie, dita mai piața. Trebuie să facem ceva cu el. Hai să vedem ce e acolo. Hai să mergem să vedem de ce mama lor funcționează ăia în piață și cui plătesc taxe. Au personajele acelea autorizație de funcționare? De cine e eliberată? De primărie. Nimeni nu spune să-i dai afară de acolo. Dacă au dreptul să stea, dar dacă nu au dreptul să stea, nu era în responsabilitatea celor de la patrimoniu să-i anunțe pe cei de la serviciu de închirieri, sau cum se cheamă acolo, pe cei de la economic, să ia măsurile necesare pentru conservarea pieței? În mod sigur era obligația lor. În mod sigur era obligația lor. Și acum ajungem în zilele noastre. În zilele noastre lucrurile stau cam așa. Acum o săptămână noi am prezentat această situație. Cu chiu cu vai, după câteva zile, s-au trimis niște adrese către cele trei unități economice că în termen de 10 zile trebuie să plece de acolo să părăsească locul. Abia acum. N-am observat vreo ieșire a cuiva din primărie care să spună, da, domne, lucrurile stau așa. Deși am cerut de mai multe ori să ni se spună care este poziția primăriei. În acest moment, mingea este în curtea noii conducere executive a primăriei. Pentru că tot timpul am auzit următoarea melodie, următorul cântec tânguitor a doină. Dom'le, noi lucrăm cu niște oameni foarte buni în primărie care n-au fost lăsați să facă treabă. N-au fost lăsați să facă treabă. Li se spunea, dom'le, încalcă legea. Și ei o încălcau, că așa ni s-a spus. Când a fost chemat domnul de la patrimoniu și întreba, dom'le, e legal ce se întâmplă în piața Mărăței, acolo cu băieții aia care funcționează și nu plătesc chirie, nu este legal. Dar de ce nu este legal? Păi știți, ni s-a spus să lăsăm lucrurile așa, să meargă. Și un asemenea funcționar acum, îl crezi pe cuvânt, că a încălcat legea, că i-a spus șeful, da? Și îl ai la tine la buzunar și îl folosești pentru ce? Ca să încalce legea din nou, că îi spune nou șef? Sau un nou șef dă dovadă de maturitate managerială și ia niște măsuri, dar nu numai că le ia, le și comunică. Le și comunică. Spune, domnilor, da, s-a greșit sau nu s-a greșit, sunteți voi niște dobitoci, niște tâmpiți, niște idioți. Noi nu suntem. Noi am respectat legea ad literam. Și nu numai atât. Dom'le, vă dăm în judecată pe ăștia de la mesagerul că ne-a spus că avem funcționarii care nu se pricep. Noi, primărie. Și ar fi cazul ca noua conducere executivă ori să-și intre în pâine, ori dacă nu, să spună că nu-și doresc acest lucru, că nu-și doresc să facă ordine în rândul unei ghilimele mafii
funcționărești, care nu este numai în acest caz. Și noi o să venim și cu alte dezvăluiri privind micile afaceri din primărie, care se fac de cele mai multe ori peste capul executivului și când ele sunt dezvăluite, se duce funcționarul la primar, așa se întâmpla până acum, nu știm de acum încolo. Șeful, știți, am o problemă. Da, șeful, am cam bulit-o în zona asta. Știți, am făcut o chestie așa, 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 dar poate m-a ajutat și dumneavoastră, că știți, și eu v-am ajutat când cu hârtiile alea, când cu hârtiile alealte. Știți, când mi-ați spus să facem cu baia comunală ceva, am făcut. Când mi-ați spus să facem cu ștrandul, am făcut. Când mi-ați spus să facem cu piața, am făcut. Ajutați-mă și dumneavoastră pe mine. Și uite așa a funcționat o crâșmă domnească pe platou de la piață de acolo, un an de zile, până s-a terminat sezonul. Și după aceea s-a rezolvat problema. De ce? Pentru că pot. De ce pot? Pentru că sunt o mare familie care se ajută de fiecare dată când are nevoie. Astea sunt câteva lucruri prezentate de noi cu posibilitățile pe care le avem noi. Dar să știți că sunt multe, multe altele. După emisiunea de ieri, în care am arătat cum cresc prețurile într-un proiect european, am avut nenumărate reacții și din interiorul instituției și din afară. Dom'le, nu știți ce greu se face un program. Nu știm ce greu se face un program. Dar dacă tu, primar, tu, om important, vii și îmi spui așa, dom'le, am accesat un proiect extraordinar, schimbăm fața orașului de la intrarea din Bacău spre până la ieșirea spre Bicaz, dom'le, și nu dăm decât 2%, cota noastră. 2%. Sună foarte frumos. Sună extraordinar. Zici, bravo, măi. Dar proiectul a făcut bun? Așa, 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 să mai poate ceva. Și noi aflăm acum că în proiectul respectiv nu s-au luat în calcul lucruri elementare în prima fază. Să repare trotuare, să repare scări, să aibă canale tehnice pentru utilități. Și aflăm că, de fapt, nu 2% plătim, ci aproape 30%, dacă nu mai mult. Și asta deocamdată. Că până la finalizare mai apar tot felul de corecții, se supără aia care dau banii, zic, bă, dar parcă n-ați respectat proiectul. Vă mai dăm o corecție și tot așa. Marea problemă cu banii care există în Piatra Neamț este modul în care se cheltuiesc. Nu că n-ar exista bani. Bani au fost grămezi, maronii, mari, așa. Dovadă că municipiul își permite să plătească atâtea rate lunar. În condițiile în care, pe lângă astea, s-au făcut o mulțime de jmenuri pe banii primăriei. Jmenuri făcute pe lângă buget, știți? Adică am încasat niște bani mai mulți, am avut excedent și am mai făcut noi o străduță. Cât a costat? Păi zice, nu 100 de lei metru pătrat, a costat 3. Dar care era prețul de cost oficial? Păi la 100. Și de ce a costat 3? Așa a costat. Inevitabilul a căzut peste factura dusă la primărie, la plată. Și lucrurile pot continua mult timp așa, sperăm să ajungă și domnul prefect la emisiune. Până atunci însă vreau să vă prezint numărul 479 al mesagerului. Vă spun că este un număr extrem de interesant. Acte criminale la adresa Muzeului Cucuteni și a Bisericii lui Ștefan cel Mare. Să citiți materialul, pentru că veți vedea cum afară e vopsit cât de cât gardul, acum ați vopsit scările rulante, deci se pun scări rulante noi, dar în interior lucrurile arată groaznic. Groaznic. De exemplu,
Biserica lui Ștefan cel Mare are o problemă. În 2015, nivelul la care era umiditatea în ziduri era undeva la înălțimea aceasta. Acum este mult, mult mai sus. De ce? Pentru că s-a lucrat prost. S-a lucrat foarte, foarte prost. Și apa este preluată de ziduri și în curând vom avea tencuieli căzute acolo fără niciun fel de problemă. După aceea, Muzeul Cucuteni. Muzeul Cucuteni are extrem de multe probleme în interior. Plouă, dar la subsol este apă. Și acolo sunt colecții inestimabile, de o valoare extraordinară. De ce? Pentru că s-a lucrat prost. Pentru că în fața muzeului sunt două cișmele, de unde apa se scurge, se scurge încet, încet în subsolul de la palatul, Muzeul Cucuteni, fosta bancă națională. Ce mai avem aici? Mai avem acea construcție cu sticlă deasupra din fața primăriei, Hruba, în care, teoretic, te uiți de afară să vezi ce e înăuntru, dar e undeva la 2 metri, deci e foarte greu să te urci să vezi de acolo. Dacă pătrunzi în interior, principalele obiecte din muzeul ăsta care sar în noi sunt niște dezumidificatoare, care scot apă cu găleata în fiecare zi. De ce? Pentru că s-a lucrat prost. Pentru că proiectul a fost făcut prost. Se știa despre proiect. Și-au dat cu părerea foarte mult. Ziarul Mesagerul a scris de nenumărate ori despre lucrurile acestea. Direcția pentru Cultură a atras atenția că proiectul este prost și execuția proiectului proastă, dar proiectul a fost premiat. Undeva pe la Iași, Agenția Dezvoltare Nord-Est, pentru efortul că s-au atras fonduri. Ceea ce, până la urmă, cum spuneam, este bine, până la un anumit punct. Deci, să nu uit, în depozitul Muzeului Cucuteni, care este la subsol, pereții au fost toți, să spunem, decapați. De ce? S-a infiltrat apa în tencuială și au desfăcut toată tencuiala, au dat-o jos, tocmai pentru ca să poată să respire cât de cât pereții. A venit, nu vă speriați, a venit invitatul și acum se așează, a venit foarte repede, pentru că, să nu uităm, drumul de la Roman la Piatra Neamț încă nu este un drum expres, așa cum ni s-a promis din vremuri imemoriale și se circulă destul de greu. Da, să continuăm un pic până se rezolvă lucrurile. Săptămânile trecute v-am prezentat banii care s-au cheltuit de către municipiul Piatra Neamț pe credite. Și după aceea am început să vă spunem ce s-au făcut cu acei bani. Astăzi vă prezentăm în Mesagerul apărut despre fotbal, mărire, decădere și peste 40 de milioane de lei cheltuiți cu spor doar din primărie. Doar din primărie. Vreo 33 de milioane s-au băgat în modernizarea stadionului. Sunt niște cheltuieli extrem de interesante acolo. Dacă vreți să știți cât a costat, de exemplu, instalația de numărare a spectatorilor, citiți în Mesagerul. Și dacă împărțiți așa suma aia, vedeți că pe fiecare spectator au însemnat ceva bani. După aceea, prezentăm afacerea de conturilor duble. Consiliul Județean, primărie, o reamintim că noi am dezvăluit-o prima dată, care încă n-a ajuns în instanță, probabil din motive care țin de confruntarea facturilor. Dar cine știe? Poate a ajuns. În schimb, a ajuns în instanță contractul care a permis decontarea cheltuielilor duble. Dați și domnului prefect un ziar, vă rog frumos, Mesagerul de astăzi.
Asta era un semnal că zice, s-a putut să citească ziarul. Da. Deci, prefectul de Neamț, domnul George Lazăr, în emisiune, a ajuns... Bună dimineața! Bună dimineața, a primit și ziarul. Valentin. Domnul prefect, vă atragem atenția asupra două titluri, acte criminale la adresa Muzeului Cucuteni și a Bisericii lui Ștefan cel Mare. Vă rugăm să informați miniștrii de resort. Chiar în deschidere, da? Miniștrii de resort, pentru că sunt lucruri care ar trebui remediate extrem de rapid și chiar într-un buget din ăsta așa mai amărât, așa mai de pandemie, ar trebui să găsească niște fonduri pentru așa ceva, că la mâna primăriei nu putem sta, aici noi plătim datorii. Domnul prefect, ieri ați reușit, după părerea mea, asta nu știu dacă, să mulțumiți și să supărați pe toată lumea într-o singură conferință de presă. Deci, acum să știți că am auzit și feedback-uri foarte multe de la oameni care nu sunt neapărat angrenați implicați în actul administrativ sau politic. Am auzit feedback-uri foarte ok și foarte bune. Eu n-am spus că nu este ok. Legea. Eu n-am spus ok că nu este ok să fiți, cum să zic eu, să-i mulțumiți pe toți sau să-i nemulțumiți pe toți. Câteodată e cel mai bine așa. Pe scurt, recapitulez eu. Vă rog. 1. Primăria Piatra Neamț, viceprimarul 1 ales în opinia instituției prefectului, da, în urma unei hotărâri ilegale, pentru că a votat un consilier care ar fi avut demisia. 2. Consiliul Județean a împărțit banii discreționar, ăia cu 6%, discreționar și ilegal, spune o primă instanță deja. Și 3. Ați fost sesizat ieri de niște consilieri cum că n-ar fi tocmai cușără treaba cu arătatul votului de către niște consilieri ca să dovedească devotamentul față de partid și șef. Corect. Am reținut bine? Corect. Cele 3 puncte cu care vreți să... Da, și era și al 4-lea punct, dar a rămas tot la fel în discuție cu alegerea celui de-al 2-lea viceprimar, cu domnul Zahari. Păi nu, că era pe cale de consecință. Da. Era pe cale de consecință. Cu ce subiect vreți să începem? Ca să clarificăm... Și eu vreau să fiu advocatul diavolului astăzi. Cu drag. Pentru toți. Și pentru domnul Arsene, și pentru viceprimar, și pentru toată lumea. Eu sunt avocatul de avocatul, mă rog. Acum, atunci să înseamnă, prefectul mă sunt avocat. Spune procuror, ceea ce nu-mi e îndemână neapărat, dar... Bun, cu ce începem? Păi, o luăm într-o ordine. Ședința de Consiliu Local din 21 decembrie, ca să fie... Scuzați o secundă, am o mapă la mine pe MAF, să vă rog să-mi o aduceți. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea și pentru telespectatorii dumneavoastră, întotdeauna când facem raportare la ședințe de Consiliu Local, la activitatea Consiliului Local a primarului, ne raportăm la OG57/2019, care înseamnă codul administrativ. Nu ne raportăm la alte coduri, la codul muncii sau la alte legi care nu au legătură cu legile administrației publice locale. Sens în care pe 21 s-a înregistrat domnul Bălănescu, demisia domnului consilier local Liviu Harbuz, în temeiul lui 204 s-a depus acea intenție de demisie. Deci, haideți să lămurim chestia asta. Intenția de demisie este o demisie, că aici este de fapt cheia și lăcata. Domnul Valentin. Deci, puneți-mi un pic și asta pe ecran. Dacă o vedem. Că avem... Deci, acolo... Da. Deci, în atenția Consiliului Local, subsemnatul Liviu Harbuz, ales consilier, așa la alege, vă aduc la cunoștință intenția mea de a dimensiona din funcția de consilier local urmarea deciziei în alte curți, așa, prin care s-a pronunțat definitiv, declarându-mă incompatibil. Solicit ca aceasta să fie avută în vedere în raport de prevederile articolului 200 și 204 din Codul Administrativ. Ce înțelege oricine de aici? Nu știu, eu sunt avocat. Bani. Ce înțelegi? Eu personal înțeleg și specialiștii din primărie, cum din prefectură, scuzați, cum doar eu am înțeles în sensul acesta, că este demisie. Raportată în cererea demisiei a domnului Liviu Harbuz la articolul 204 din Codul Administrativ. Scuzați o secundă, ceea ce în mod clar spune în felul următor articolul 204, domnul Vali. Calitatea de consilier local se
încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri. A. Demisie. Deci legiuitorul spune clar, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei mandatului prin demisie. La articolul, același articol rămâne la 204, la aliniatul 3 spune data încetării de drept a mandatului consilierului local, în cazul enumerat la articolul, la aliniatul 2, litera A, adică la demisie, este data apariției evenimentului. Al cărui eveniment? Al evenimentului, adică a depunerii demisiei. A depunerii demisiei, da. Sigur. Nu, eu mă gândeam la incompatibilitate. Nu, dar noi nu vorbim de incompatibilitate, da, vorbim de demisie. Demisie, da. După care, articolul 6 spune în felul următor. O să spicuiesc pe scurt. Vă urmăresc. În condițiile aliniatului 2 litera, adică în condițiile demisiei, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier local, se realizează pentru o hotărâre de constatare a autorității publice deliberative, respective, la propunerea primarului sau după caz a consilierului local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Așa spune legiuitorul. Aliniatul 7. Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la aliniatul 6 în termen de 30 de zile de la introducerea proiectului ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al unității administrativ-teritoriale. Iar apoi, în termen de maxim 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru Consiliul local, adică acel termen de 30 de zile, constatarea încetării de drept a mandatului, precum și vacantarea locului consilierului local, se realizează de către prefect prin ordin în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale. Ați primit referat? Nu. Nu. Deci n-ați primit un referat. Exclus. La aliniatul 10 spune hotărârea consiliului local are la bază pentru situațiile prevăzute la aliniatul 2 litera, adică la demisie, un referat constatator întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general al municipiului. Ori, la data respectivă s-a făcut acest referat constatator, s-a întocmit și a intrat pe ordinea de zi cu proiect de hotărâre de Consiliul Local, care ulterior a fost retras, din motive care probabil așa s-au înțeles anumite aspecte de ordin juridic în ședința de Consiliul Local și s-a retras proiectul în baza solicitării de revenire a domnului consilier Liviu Harbuz, dar raportarea, din punctul meu de vedere, s-a făcut în mod greșit la codul muncii. Ea trebuia să facă raportarea exclusiv la codul administrativ. Eu am răspunsul pe care vi l-au dat cei de la primărie, da, în care spun așa. În timpul desfășurării ședinței ordinare de Consiliu, domnul Liviu Harbuz a prezentat pe parcursul votării proiectului de hotărâre numărul 7, ce a spus, a cerut cuvântul solicitând retragerea proiectului de hotărâre de la poziția 51, prezentând în acest sens un document purtând număr de înregistrare, mă rog, prin care domnia sa spunea că a făcut o suplimentare la intenția de demisie, o altă hârtie, în care demisia să fie luată în calcul la stabilul stabilit în conformitate cu articolul 204, aliniatul 2, litera B, corroborat cu aliniatul 8 și aliniatul 9 din codul administrativ, în scopul de a-și epuiza toate procedurile pe care le-a dispoziție pentru atacarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la decizie în alții curs de casație. Domnule. Și în lumina acestor precizări, spune doamna secretar. Așa. Deci, intenția sa de a demisiona declarată inițial și a schimbat natura juridică, generând o nouă situație de fapt. De aceea ar fi retras domnul Carabelea această proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost retras de domnul Andrei Carabelea. Asta, eu nu am o problemă care a tras proiectul domnului Andrei Carabelea, pentru că așa a înțeles domnia sa la momentul respectiv și analizând probabil pe scurt. Probabil că în viteză, nivel de secretar. Și impulsul sau mențiunea făcută de doamna secretar, a considerat, domnule, hai să le trag și o mai vedea după. Dar atâta timp cât demisia produce efecte de drept odată cu apariția evenimentului, de aici plecând mai departe, consider
că domnul consilier local nu ar fi trebuit să participe la respectivul vot. Dacă respectiva hotărâre de Consiliu Local, de alegerea domnului viceprimar, ar fi fost fără participarea la vot, de exemplu, a domnului consilier, nu era o problemă. Nu era nicio problemă. Era perfect valid, perfect legal, perfect corect. Da, dar nu era majoritate. Și sigur, dacă întrunea numărul necesar de voturi, pe majoritatea la alegerea viceprimarilor sau a vicepreședinților Consiliului Județean, înseamnă majoritatea absolută. Primul număr clar mai mare decât jumătate plus unul din numărul total al Consiliului Local. Că era deja constituit Consiliul Local. Era constituit, sigur că da. În sensul în care avem 23 de împărțit la 2, înseamnă că majoritatea absolută o găsim în cifra 12. Bun. La acum, Piatra Neamț. Acum, dumneavoastră v-ați expus punctul de vedere, primăria are un punct de vedere pe care vi l-a trimis. Formula, da? În 20, deci la prima ședință de Consiliu, dumneavoastră ați recomandat, da, că așa e recomandat. Recomandare, sigur că da. Ați recomandat ca să se anuleze hotărârea, să revoce hotărârea, da, ca să fiu avocat și da, astăzi, da, să revoce hotărârea și să... După ca să inițieze dacă vor sau dacă au degajat o majoritate. Care sunt soluțiile, care sunt posibilitățile pe care le are primăria în acest moment? Păi două marșilate. Una e să revoce hotărârea pe care noi le-am făcut procedură prealabilă. Sau după caz, dacă nu vor lua o astfel de măsură, o astfel de hotărâre, ne revine și ne-am rezervat dreptul să atacăm în instanță respectivă hotărâre. Și ea va merge în contencios. Va merge în contencios. Timp în care se va judeca. Cât va dura, asta mi-e greu să vă spun. Nici într-un caz exagerat de mult timp. Adică nu-și termină, nu se împlinește un termen de mandat, ca să zic așa, de 4 ani. Adică probabil că undeva în jur de câteva luni, maxim orum, cred. Undeva prin toamnă. 8-9 luni ar trebui să se judece în prima instanță, adică la tribunal. Deci asta înseamnă că ne putem duce undeva într-un an, un an și un pic. Cred că până într-un an. De până obicei se judecă destul de repede. Argumente, avocații... Pentru că nu, dar și influențez până la urmă starea lucrurilor în Consiliul Local și de asta și instanțele de obicei judecă mai cu celeritate. Bun, să spunem că se judecă și se dă sentința peste 9 ani. 9 luni, scuzați-mă, 9 luni. Și să luăm ambele cazuri. Vă dă dumneavoastră dreptate. În instituției prefectului, nu dumneavoastră ca persoană. Da, și anulează hotărârea de Consiliul Local. Numai hotărârea aceea? Da. Păi, despre aia vorbim, că noi o atacăm. Bun, dar pe cale de consecință... Celelalte hotărâri la care a participat domnul Harbuz? Da. La momentul ăsta, noi nu am făcut procedură prealabilă împotriva niciunei hotărâri. Dacă va fi cazul, vom face, dar așa acolo trebuie văzut, că dacă votul domnului consilier Harbuz... Nu a influențat direct luarea unei hotărâri și s-a degajat majoritatea și fără votul domniei sale, atunci nu cred să fie o problemă. Am înțeles. Deci, pentru practic, că ideea nu de a încurca administrația publică locală din Piatra sau de a îngreuna procesul electiv în dezbaterile din forul Consiliului Local. Ideea este de a ajuta, de a sprijini și de a fi partener cu administrația publică locală din Piatra. Deci, practic, echipa managerială, ca să-i spunem așa, de la primăria Piatra Neamț, își va continua activitatea, dacă astăzi în ședință nu vor veni cu un proiect. 100%, da. Și continuă până se pronunță instanța. Și va decide instanța. Am înțeles. Acum sper că a înțeles toată lumea exact cum stau lucrurile. Da. Mergem mai departe și ca să rămânem în același domeniu, același lucru, pe aceleași criterii, dacă instituția prefectului va considera nelegală alegerea votul pentru alegerea vicepreședinților, tot așa se va proceda probabil. Exact. Deci, dumneavoastră faceți o hârtie către Consiliu. Procedură prealabilă. Așa, ei vor răspunde sau nu. Și după instanță. După aceea în instanță. Deci, peste vreo 10-11 luni vom vedea ce se întâmplă, oameni buni. Acum, hai să vă spun. Sunt vizavi de Consiliul Județean. Știu că la fel. Stabere și tabere, supăr pe unii sau nu-i supăr, sau îi supăr pe alții. Dar n-aveți cum să-i supărați, că deja ați bucurat un angajat al Consiliului Județean. Pe cine? Am văzut-o pe doamna Florentina Moise, care v-a felicitat, ea fiind un om de bază în Consiliul Județean, probabil că ați fost felicitat în numele Consiliului. Domnul Valentin Bălănescu, eu iau... Am văzut comunicatul. L-am văzut și eu, l-am și vreau să vă anunț ceva. Dumneavoastră, nu terminaseți conferința de presă. Deci abia ați trecut la partea a doua
și comunicatul deja a ajuns în redacție. Așa mare entuziasm deci, era la entuziasmul și admirația care... față de modul în care dumneavoastră ați trecut peste orice și ați dat dreptate. Acum hai să vă spun un lucru. Primesc cu drag și critici și mesaje care sunt în regulă și sunt corecte. Nu cred, în schimb, în mesaje false sau otrăvite, chiar dacă ele sunt îmbrăcate foarte frumos, pentru că în spatele acestor mesaje, de fapt și de drept, consider că stau alte gânduri și nu întotdeauna cele mai corecte și în spatele acestor mesaje, acestor petiții care s-au făcut să izări cu vreți dumneavoastră a prefectului, stau și alt fel de lucruri de natură penală, adică plângeri formulate de aceiași consiliu local care ieri dădeau comunicate de presă. Ori consider că tărâmul de dispută pe administrație poate să fie forul de dezbatere corect consiliul local sau consiliul județean, după caz, instanța de contencios administrativ și fiscal. Nu doar prefectul poate ataca o hotărâre a consiliului local. Acolo poate să și grupul de consilieri locali care a făcut sesizarea față la instituția prefectului putea foarte bine și au avocați între ei să atace în contencios administrativ fiscal hotărârea consiliului local cu pricina. Bine, aici este și un joc politic. Deci puteau să o facă, repet, puteau să o facă cu mânuța lor să atace contencios. Nu, au preferat să nu atace în contencios ei. Să facă plângere prealabil. Să facă sesizare la instituția prefectului pentru a lua cartoful și a-l plasa doar la prefectură. Nu că noi nu am avea obligație, că avem obligație legală să avizăm de legalitate hotărârile de consiliu local. Deci nu că nu am avea noi obligație. Dar în spatele acestor și mesaje, cum le-a spus dumneavoastră frumoase, eu le găsesc frumoase în regulă, dar ușor otrăvite, sau plângeri. Plângeri făcute la parchete, adică plângeri penale. Iar consider că forul de dezbatere, că a greșit, nu știu, aparatul din administrația publică locală la Piatra, că au retras proiectul, că nu l-au lăsat, că trebuia să-și dea domnul Harcuș demisia atunci sau mai târziu, că a participat corect sau incorrect la votul pentru alegerea viceprimarului. Asta e un for de dezbatere pur administrativ și trebuie să-și aibă locul în sediul materiei, adică la OG 57, și să meargă la tribunalul de contencios administrativ și acolo să se judece, să vedem cine și cum are dreptate. Nu în materie penală, din punctul meu de vedere. Da, acum... Mergând, vă rog. Mergând mai departe și răspunzând în legătură cu Consiliul Județean cu alegerea vicepreședinților, de-abia ieri am primit în sesizarea și un material în format electronic pe suport DVD, cu filmări din timpul ședinței. N-am apucat să-l vizionez cap coadă, să mă uit exact pe el, dar ce am văzut în presă și chiar și prin intermediul mesagerul, mai mulți consilieri, nu știu exact culoarea politică a lor, au ieșit din cabina de vot și au arătat votul. Că pe masă, că la vedere. Ori, din punctul meu de vedere... Acum, poate vreau să-l arate secretarului județului să vadă dacă au votat corect. Conform. Nu, procedural, adică. Da, e posibil și deci, asta. Că poate oamenii nu știu, nu au experiență. Domnul Pușcașu, de exemplu, nu are experiență. Nu, că e de bine intrat în posibil. Așa, și alții, nu mai știu care sunt. Toate dreptul dureu, cred. Da, toate tuturor. Deci poate nu știe exact unde... Și atunci au zis, domnule, am făcut bine, corect, e procedural. Da. Nu, corect e în felul următor, din punctul meu de vedere. Codul administrativ spune că votul este secret. Și atât. Nu mai definește în plus codul administrativ ce înseamnă votul secret. Dar, din punctul meu de vedere, legiuitorul, când a spus că votul la persoană, la alegerea persoanelor, este vot secret, asta înseamnă că mergi în cabină, votezi neinfluențat de nimeni, după propria-ți conștiință, se iese cu votul împăturit pentru a nu-ți dezvălui votul și îl pui în urnă. Tocmai asta e spiritul votului deci, secret. Cu propria-ți conștiință chiar de partid, nu contează. Nu contează. Deci acolo votezi ce vrea conștiința ta și ce consider. Da. După care cu votul ieși cu el împăturit și mergi și îl pui în urnă. Pentru că tocmai asta e rolul secretului de vot, în sensul când ai terminat de votat, deschizi urna și vezi ce a ieșit. Așa, dacă fiecare iese și arată votul, înseamnă că legiuitorul n-ar mai avea scopul ca votul să fie secret. Atunci lăsăm votul liber, ca celălalt tip de vot
cu mâna ridicată sau la buton, în funcție de dotarea tehnică a fiecărei primării sau consiliului județean, și se votează deschis, liber. Nu ar mai avea legiuitorul în vedere să facă vot secret dacă toți ne arătăm votul. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o chestie fix procedurală. Știu ce o să spună alții, că, domnule, eu după ce am votat secret în cabină, e alegerea mea, e problema mea ce fac și merg și mi-arăt votul, e libertatea adică mea. Am votat secret în cabină și când am ieșit din cabină, unde... Îl desecretizez în afară. E și o interpretare extrem de... E o interpretare. Juvenilă, juridic vorbind. Eu consider că tocmai spiritul legiuitorului de a avea vot secret este în concordanță cu secretul. Adică el este secret în momentul în care ai votat și rămâne secret până la momentul în care se deschide urna de vot. Domnul prefect, am deschis cutia Pandorei. Dar aici să știți că sunt deciziile instanțelor, în general prin țară, este cred că o decizie sau Vaslui sau Botoșani ultima. Tot în Moldova, ca să fie clar. Tot în Moldova, care o instanță dă dreptate că votul e o speță aproximativ similară, adică s-au arătat voturile și o instanță zice da, nu trebuiau arătate și refaceți procedura de vot, anulăm hotărârea respectivă de Consiliul Local la o primărie. Altă instanță spune, nu. Domnule, nu e bine așa, mergeți înainte, nu-i problemă. Da. Am văzut ieri o decizie a unei instanțe din Roman. Deci un om a furat din Roman. Dacă cunoașteți zona. Cunoaștem, sigur că da. Așa. Un om a furat dintr-un profi o pungă de cafea de 16 lei. A ajuns la instanță, apărat de avocat, care a luat 14.000 de lei pentru că era din oficiu. 14.000 de lei? 14.000 de lei din oficiu. 800 și ceva de lei pentru camera preliminară și a fost și camera preliminară. Da. Și încă vreo 600 de lei pentru... Da, 1.400 de lei. 1.400, da. Scuzați-mă. În caz să mă întorc în avocator acum, dacă se dau banii cele oficii. Fac mea culpa. Așa. Și omul respectiv a fost condamnat la o amendă penală de 2.700 de lei, deși ăia de la profi l-au prins, prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Da, așa. Dar rămâne fapta. Rămâne fapta, corect. Rămâne fapta care este abominabilă la un om de 62 de ani care probabil așa. Omul trebuia să plătească, neștiind probabil și nefiind îndrumat să plătească sau neavând posibilități, instanța următoare, în mărinimia ei, i-a transformat cei 2.700 de lei în pedeapsă cu închisoare. În pedeapsă cu închisoare la 10 lei pe zi din amendă, o zi de pedeapsă. Și are 270 de zile de închisoare. Statul român a ieșit cel mai câștigat. A plătit pe aici 1.400 de lei la avocat în prima tranșă, încă 600 în a doua. Cheltuielile alea, nu știu cum se cheamă, rămân în sarcina statului, îi plătește 270 de zile de cazare cu tot în închisoare și întrebarea este, de ce nu le-o fi dat zile muncă ca pedeapsă complementară? Pentru că avem o instanță ca la Botoșani și la Suceava, una spune da, una nu pe aceeași specie. Am deschis cutia Pandorei. Doamna Ireana Grigoraș, vă rog să-l întrebați pe domnul prefect dacă este corect cum se procedează în Consiliul Local Costișa. Astăzi, la ora 11, este ședință ordinară. Eu, fiind consilier, nu pot participa din cauza unor motive bine întemeiate și am cerut să-mi fie aprobată conectarea la platforma online. Dar, după cum am înțeles, nu vor permite acest lucru. E corect, nu e corect, scurt, că avem de discutat. Dacă au platformă online, e corect. Dacă e ședință online, dacă e ședință cu prezență fizică, trebuie să ducă acolo sau o lipsește. Se ducă. Nu știu dacă au dispozitiv pentru online. Eu știu. Doamna Laura David ne întreabă. Bună dimineața, întrebare pe domnul prefect. Cum apreciați legalitatea votării asupra numirii reprezentanților unui consiliu local în CEAuri, da? În mod deschis, nu prin vot secret. Eu știu că orice hotărâre pe bază de nume, persoană e prin vot secret. Da, la așa. Mai ales în CEAuri, da? Da? Poate undeva. Da, trebuie să-i trimiteți domnului prefect hotărârea să facă sesizare și o să vadă. Da, Nelu Dimitriu, au luat modelul din Parlament, unde parlamentarii arată bila albă și bila neagră. Acolo avem și decizii la CCR, unde e legal să arăți cu bila albă, bila neagră, chiar dacă e vot la persoană. Da.
Da, ăsta e un alt aspect, da. Așa e la Parlament. Domnul, în oricare ipostază că e corect sau incorrect votul, până la urmă, nu prefectura hotărăște. Noi, oferim o opinie juridică pe baza unei hotărâri de Consiliu Județean. Să mai facem precizarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Grupul consilierilor care v-a sesizat poate să conteste direct în contencios. Adică vă dau un exemplu. Prefectura zice pe o speță, nu pe asta. Dau un exemplu, în general. Prefectura zice, dom'le, noi considerăm din perspectiva noastră că respectiva hotărâre de Consiliu Județean e corectă, e luată legal. Un grup de consilieri poate să considere, dom'le, e luată nelegal. Și se duce în și au posibilitatea să facă plângere împotriva respectivei în contencios. Deci avem și posibilitatea asta. Dar aici, pe hotărârea de Consiliu Județean, o vom analiza și vom da un răspuns, probabil săptămâna viitoare. O săptămână, două, când ne vin și nouă, pentru că nu în 10 zile de la aprobarea hotărârii trebuie să ne vină procesul verbal, documentația care a stat în spate, adică nu luăm doar plângerea și în funcție de ce a scris petiționarul acolo, luăm o decizie noi la prefectură. Deci avem toate documentele în spate care trebuie să ne parvină la Consiliul Județean. Bun. Pe final, că asta mi se pare cel mai important lucru și, pe urmă, o ultimă întrebare după asta. Banii repartizați UAT-urilor. Da. Haideți să explicăm. E vorba de cei 6% din impozitul pe venit. Pe venit, corect. Care este fond la dispoziția Consiliului Județean. Uh-huh. Da? Adică Consiliul Județean are un fond și el trebuie să-l repartizeze, potrivit legii, UAT-urilor, în funcție de necesități. În funcție de nevoile și necesitățile pe care le au UAT-urile, în funcție de cofinanțările pe care UAT-urile le au la programe naționale, programe europene sau altfel de proiecte care le au implementare și în legătură cu capacitatea de funcționare a primăriei respective. Ele s-au făcut într-un mod total discreționar. Cred că aveți actele în față, am și eu pe telefon. Da, am actele în față și... Ne-am plecat de la premiza că nu poți să dai, vorbesc în lei vechi, 1 miliard lei vechi, 100.000 de lei, la municipiul Piatra Neamț, cel mai mare așezare urbană din Neamț. Și să dai 5 miliarde lei vechi să dai la Costișa, că tot aminteam înainte. Da, sau să dai 10 miliarde la Rediu, sau să dai 800 de mii la 8 miliarde la Grumăzești. Și tot așa exemple pot continua. Nu se poate la Grumăzești. Grumăzești are bani. Are, domnule, da, 7 miliarde. Să nu uit. Astăzi avem o pagină. Am văzut. Cu Grumăzeștiu. Da, pot să vă întrerup un pic. Comuna cu tatăl primar, fiul viceprimar și nevasta consilier local. Practic, în familie au voturi cât opoziția. Dacă stăm să controlăm cu adevărat. Eu vreau să vă atrag atenția asupra unui singur lucru, în afară de lucrurile acestea, să vă uitați un pic, poate să uite cineva din prefectură, în declarațiile de avere ale celor trei. Sunt niște lucruri foarte interesante, de exemplu, în declarația de avere a consilierului local, soția primarului, apare o sumă de, într-un cont, de vreo 2.236.000 de lei. Ea nu apare și la primar, de unde putem presupune că nu recunoaște banii soției, probabil. Sau poate n-a știut de ei. De asemenea, la fiul viceprimar apare o sumă de 150.000 de lei, un mizeric până la urmă, dacă stăm să ne raportăm la banii de acum, care i-a primit la cumătria fetei de la domnul primar și soția acestuia. Nici într-una dintre declarații de avere ale celor doi nu apare această sumă, ceea ce pe mine mă face să cred că matematica la Grumăzești este un pic altfel decât în restul județului. Da, mă rog, astea sunt niște lucruri așa, dar de așa, pentru că acolo, de fapt, primarul este un primar extrem de gospodar. El este capabil, pe baza unor algoritmi, el fiind profesor de matematică, să-ți spună cam cu 2 ani înainte cam câți vor vota cu el, câți vor vota cu opoziția, și să spunem că și liderul opoziției este finul primarului. Deci e ca la Grumăzești. Este ca la Grumăzești. Revenim la sumele date la UAT. Are tenacitatea asta domnul primar, îți poate
Prevesti, dacă el vrei. Este foarte simpatic, recunosc. Și mie, drag. Este foarte simpatic și prin modul în care se comportă, stă de vorbă, dar nu pot să nu vezi aceste lucruri. Mie mi se pare chiar că este periculos acum să nu știe primarul de banii soției. Cred că să nu le fi făcut acum, dacă primiți o glumă, să nu le fi făcut deranj în casă, în familie, să apară discuții, că da. întreabă da. Primarul când ajunge acasă, bă, de da. Unde-s bani. Da, ne ferește. În legătură cu CJ-ul, banii s-au împărțit din punctul nostru de vedere într-un mod neprincipial, nelegal, total. Și prima instanță va da dreptate. Inadecvat. Nu poți să dai la primăria Piatra Neamț, care are nevoie de bani, cât poate au 10 alte primării la un loc sau 20 de primării la un loc. Și dacă nu știa lucrul ăsta, acum se poate sfătui cu domnul Chitic. Da, domnul... îi explică domnul Chitic altfel acum ce... din poziția asta. Da. Așa. Nu poți să dai 1 miliard la Piatra și să dai 10 la Rediu. Poți să dai 1 miliard la Piatra, să dai 5 la Unicen sau 5 la Valea Urs sau 5 la Agapia, la comune foarte mici de 2-3.000 de locuitori maxim. În Piatra am un municipiu de 70-80.000 de locuitori și cu nevoi mult mai mari. Și cu parte de cofinanțare pe proiecte europene înzecită față de restul comunelor. Același exemplu pot să-l dau și cu Roman, un oraș de 60.000 Roman, unde... Vă întrerup iarăși. Dom'le, puteai să-i dai la unul 3 miliarde lei vechi, da. Dacă îți venea cu niște hârtii doveditoare, că are un proiect, că are nu știu ce cheltuieli obligatorii și nu știu ce. Dar nu poți să ignori Piatra Neamțul, Romanul. Păi despre asta e vorba, adică la Târgu Neamț, care are nevoie de bani, nu ca cu Târgu sau Neamț Roznov, sau Roznov, uite, mă uit la Roznov aici, ce bani puțini a primit. Nu va mai fi cazul de acum, dar... 32.000 de lei, nu se poate. Nu știu că da la Roznov atunci. Păi propunerea în Roznovul au fost 50.000 de lei. Da? Puțin. Foarte puțin. Puțin. Foarte puțin. Da. La Tarcău, își cere Tarcău, care cred că și rezilia la momentul ăsta contractul de apă și canal. Adică e comuna din județul Neamț cea mai întinsă, cred că și din România, comuna cu cel mai mult număr de kilometri, Tarcău, și are proiectul mare de apă și canal, de infrastructură mare, apă și canal, și își cere primăria de acolo, dom'le, ajută-mă și pe mine cu ceva, niște bani pentru cofinanțare, știi, de 50.000 de lei, iar vânător Neamț își cere pentru persoane cu, pentru aparținătorii și... 398.000 de lei. Așa și tu dai 500.000. Adică, bă, cât ai cerut? 398 ai nevoie? Da. Eu îți dau mai mult. Ia Dacia. Adică era nu... Era care reclama la Dacia, cum se făcea da. Pe vremuri. Dar nu pot să nu e ok bani. Modalitatea să ne împărți bani. Modalitatea de a împărți banii, chiar dacă legiuitorul nu prevede exact un algoritm financiar în care să îi împarți, dar logica lucrurilor spune că împarți banii aia după și îi prioritizezi la momentul în care împarți, după nevoi, după cota de cofinanțare pe care primăriile au nevoie, care sunt mai stringente acele cote de cofinanțare în proiectele europene sau proiectele cu bani guvernamentali pe care le au. Adică nu poți să nu ții cont de, pardon, de un proiect într-o comunitate unde ai apă, canal sau poate acum la timpurile prezente și viitoare de gaz. Adică proiecte extrem de importante pentru comunitate și acolo să nu aloci sume de bani aproape deloc sau le dai în mizerie, în bătaie de joc. Și să dai bani acolo unde nu este nevoie. Nu este în regulă. Și mă bucur că am găsit la Tribunalul Neamț un complet, nici nu știu cine, un complet probabil care s-a plecat spre a înțelege perspectiva aceasta administrație și componenta aceasta administrație și ne-a dat câștig de cauză pentru a se înțelege poate mai bine că degeaba poate spune niște consilieri județeni, degeaba poate spune primarii, degeaba poate spune prefectul că o parte din consilieri județeni de acolo, intrând în bula lor de autism politic, zic, domnule, nu numai așa împărțim, că așa știm noi, așa trebuie să împărțim. După rezultate, câte pot eu zic să nu-i acuzați pe consilierii județeni degeaba. Dar ne-am acuzat degeaba. Pentru că ei acolo, de fapt, nu mai sunt ei. E foarte deliberativ. Deci, ei nu mai sunt ei. Ei sunt acolo. Ei sunt acolo la îndemâna maestrului Geppetto. Geppetto. Adică, și vorbesc despre toți, fiecare are Geppetto lui. La partidul lui, fiecare are câte un Geppetto.
depinde care Geppetto are frânghiile mai lungi, care mai are și legături și în alte, adică sunt unii care sunt cu 2 Geppetto, sunt unii care sunt cu 3 Geppetto, știți, dintre consilieri. Dar în mare, fiecare are Geppetto lui, știți? Și atunci despre ce vorbim? Domnul prefect, trebuie să încheiem aici. Nu, dar logica e corectă, domnul Vaca. Este corect. Orice logică este corect. Deci eu am învățat la logică foarte multe lucruri. Pot demonstra orice că este logic și corect. Adică dacă vrem să ne dezvoltăm și vrem să gândim corect pentru județul Neamț și dacă gândim într-o strategie, nu să spunem amplă, dar într-o strategie pe termen scurt pentru a dezvolta localități din județul Neamț, păi să le vedem într-o perspectivă în care alocăm bani acolo unde într-adevăr e nevoie, ca să finalizăm niște proiecte sau să ajutăm pe primaria să termine niște proiecte, ca apă și canal, am explicat treaba asta peste tot. Nu trage primarul la el acasă. Beneficiază toată comunitatea de apă și canal. Haideți să nu exagerăm. Primarul trage și la el acasă. Inevitabil trece conducta și pe la el. Trece și pe la el. De obicei trece în primă fază pe la el. Și asfaltul ajunge în primă fază pe la el. Asfaltul mai sigur. La apă și canalul, dacă neapărat. Da. Apa și canalul sunt 2021, sunt elemente de civilizație care ar fi trebuit de mult să preexiste la noi în România și la noi în județul Neamț. Nu poți să nu ții cont de proiectele importante și acolo să nu alăși bani deloc ca să le împiedici, să încurci dezvoltarea și continuarea proiectului, iar acolo unde nu e nevoie de bani sau să cer bani pe lucruri nu la fel de importante, se dă mai mult decât ți se cere. Despre asta discutăm. Am înțeles. Și logica lucrurilor ar trebui să intre de acum încolo, din perspectiva mea, și mă bucur că și o instanță confirmă ce am spus, și mă refer la Tribunalul Neamț, poate de aici încolo să existe mai multă înțelepciune, să înțeleagă că, bă, uite, și judecătorii ne spun că trebuie să împărțim banii mai corect, mai prioritizat. Și să avem o altfel de raționament la nivelul Consiliului Județean Neamț. Da. Vă mulțumesc frumos. N-am terminat încă. Ha, doamna David revine, spune că are deja un răspuns de la prefectură și vă sugerează să-l citiți și dumneavoastră. De unde? De la prefectură. Apropo de ce a întrebat înainte cu votul deschis. De unde e doamna? De la? Ca să mă interesez. Mi-a trimis documentul în... Mi-a trimis documentul și nu-l pot deschide. Îmi spune că această pagină nu-i nu știu de ce nu-l pot deschide. L-a trimis, cred că, pe WhatsApp și nu reușesc. Dar voi... Dacă o să rog să mi-l trimită prin altă formă. Trimite, ok, și mă uit și dau un răspuns. Așa. Acum, întrebarea cea mai importantă din această emisiune. Domnul prefect, eu după conferința de presă de ieri îmi venea să fac așa, să mă duc acasă, să fac un gard mare din piatră în jurul casei, în jurul blocului și să spun, domne, păi dacă legea este interpretabilă și la alegerea aia, și la alegerea aia, și la împărțirea banilor, și la asta, în ce țară trăim noi, domnul prefect? În România. Vă mulțumesc frumos. Și asta, vorba maestrului Batea, ne ocupă tot timpul. Vă mulțumesc. Dar trăim într-o țară frumoasă. Păcat că este condusă. Nu, trăim într-o țară frumoasă, trăim într-un județ frumos pe care îl iubim și eu și dumneavoastră și în care, cu implicarea cât se poate și a societății civile, și a administrației, și a politicului, și a dumneavoastră a presei, poate unul și să facem lucruri bune pentru viitor. Așa să fie, cum Doamne spuneți ajută. Dumneavoastră. Am văzut și ala cu sport acolo. Acolo cred că este dosar, să știți. Este cu dosar? Păi, dacă poate într-o zi... la dubla finanțare, nu? Eu știu că este cercetare, nu știu dacă este și dosar. Păi da, în sensul ăsta că este cercetare. Dar cercetare nu poate să facă decât în cadrul unui dosar. Mă rog, am trecut din postura de avocat, nu mai sunt. Vă mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Sper ca emisiunea de astăzi să lămurească niște lucruri, că aceste plângeri trimise la adresa prefectului, cum spunea domnul prefect, aduc niște cartofi în zona asta, deci ele puteau fi adresate direct instanței
Dar este bine că vin la prefectură. Nu, acum, e și atributul nostru. Da, dar noi acum, atribuție de servicii. Acum, mă uitam la Ministerul Agriculturii, dăduse o situație zilele trecute, că România, din mare producător de cartofi, a devenit importator, am plătit vreo 64 de milioane de euro pe importul de cartofi. Dacă s-ar căuta un pic prin instanțele din neamț, toți cartofii fierbinți care sunt prin instanțe, probabil că am importa mai puțin. Pentru să poate că... ajungem să exportăm. Sau exportăm. Să ne ajungem, Doamne ferește, să exportăm cartofi fierbinți în instanțe care se întoarcă hotărârile din neamț, cum de foarte multe ori s-a întâmplat. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, dumneavoastră pentru răbdare, vă spunem o zi frumoasă. Mâine ne vom simți bine cu un primar care are multe lucruri să ne spună, pentru că este un fel de primar vânător. Da, vom discuta. Cele bune, la revedere!